Efeseni, capitolul 4, și unde vom privi în seara aceasta la un singur verset, și anume versetul 31. Efeseni, capitolul 4, versetul 31. Capitolul 4 este capitolul lucrurilor interzise. În acest capitol, apostolul Pavel scrie creștinilor din Efes despre ce să nu facă. Și anume, el le spune să nu mintă, el le spune să nu se mânie, să nu fure, să nu vorbească într-un mod nepotrivit, să nu întristeze pe Duhul Sfânt. Iar versetul 31, la care vom privi în seara aceasta, spune să nu permită în viața lor unele atitudini nepotrivite. De ce? Pentru că aceste atitudini le vor face rău. Și aceste atitudini vor distruge. Și titlul mesajului meu în seara aceasta este atitudini care îți distrug viața, care fac rău și care ruinează viața ta și viața mea. Haideți să citim aceste două versete, 31 și 32, deși vom privi doar la 31, ele sunt legate împreună. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară de mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Amin. Această listă nu este orice fel de listă, ci este o listă a răului. Este o listă cu lucruri rele la care trebuie să le interzicem accesul în viața noastră și în familia noastră și în inima noastră. De ce? Pentru că dacă le permitem accesul, ele vor produce mult rău în multe direcții. Dacă permitem acest lucru în viața noastră, ele ne vor face rău nouă. Ne vor face rău fizic, ne vor face rău psihic, ne vor face rău emoțional, ne vor face rău spiritual, ne vor face rău nouă. Vor face rău celor dragi nouă. Vor face rău familiilor noastre, vor face rău bisericilor noastre, vor face rău oricui va intra în contact cu noi. Vor face rău relației noastre cu Dumnezeu. Cine are aceste atitudini în viața lui și în inima lui, nu va semăna cu Hristos. Și va întrista pe Duhul Sfânt. Iar cel întristează pe Duhul Sfânt aduce bucurie diavolului. Aceste atitudini, dacă le ai în viața ta, este ca și cum ai pune pe ușa inimii tale un semn pe care scrie bun venit Satan. Și unde intră Satan? El aduce suferință. Și el aduce distrugere. Care sunt aceste lucruri? Amărăciunea, iuțimea, mânia, strigarea și clevetirea. Cinci lucruri pe care trebuie să nu le avem în familiile noastre și în bisericile noastre și o să fim mult mai fericiți. Sunt cinci atitudini cu care nu trebuie să cochetăm în niciun moment, sunt cinci reacții pe care nu trebuie să le permitem în viața noastră în niciun fel de măsură, nici 1%. Și vreau să privim un pic la ele și la această listă, și Pavel are foarte multe liste și de obicei ce apostolul Pavel pune la începutul listei este cel mai important. Însă aici apostolul Pavel face invers, spune ce este important la finalul listei. Și observați cum se termină finalul acestui verset. El spune așa: orice amărăciune, iuțime, mânie, strigare, clevetire, să piară din mijlocul vostru și orice fel de răutate. În limba greacă un pic cuvintele sunt inversate și expresia asta, orice fel de răutate, este ultima expresie pe care apostolul Pavel a scris-o. El o lasă la final ca să atragă atenția asupra subiectului, asupra despre ce e vorba. E vorba despre răutate.
Aceste cinci lucruri sunt forme pe care răutatea le ia în viața mea. Cuvântul răutate este un termen general, descrie, dacă vreți, răutatea în general, și aceste cinci lucruri sunt forme ale răutății. Amărăciunea, iuțimea, mânia, strigarea, clevetirea sunt lucruri rele din viața mea. Răutatea, dacă vreți, e rădăcina și astea sunt roadele răutății. Răutatea e izvorul și din izvorul ăsta al răutății curge amărăciunea, iuțimea, mânia, strigarea și clevetirea. Evident, putem fi răi și în alte feluri, nu? Răutatea are și alte forme. Nu sunt singurele forme, dar poate sunt cele mai des întâlnite forme ale răutății pe care le avem. Și o să vedem împreună în seara aceasta că ele nu sunt separate, ci sunt legate împreună, dacă vreți, într-un ciorchine al răutății. Ele împreună formează acest mănunchi al răutății și răutatea în viața noastră nu e ceva static. Răutatea nu stă pe loc, e un progres al răutății aici. Există, dacă vrei, spunea cineva, descriind acest verset, o scară a răului. Răul devine tot mai rău. Și observați ce zice Apostolul Pavel aici, când e în inima cuiva amărăciune, amărăciunea asta iese afară. Cum iese afară? Ori iese prin iuțime, care e o mânie care explodează, ori iese printr-o mânie care e așezată în inima omului și stă acolo. Și când un om e mânios, el folosește, principala armă a mâniei e cuvântul. Și cuvântul ori iese într-un mod în care nu controlezi ce spui și spui ce nu vrei, ori controlezi ce spui și vorbești într-un mod nepotrivit, prin clevetire. Ele sunt legate între ele. Pentru că răutatea în viața mea și în viața ta nu stă pe loc. Și despre asta vorbește Apostolul Pavel aici, despre răutate. De ce apare în viața noastră? De ce apare amărăciunea, iuțimea, mânia, strigarea, clevetirea? De ce apar aceste cinci lucruri în viața noastră? Și răspunsul este, ele apar în viața noastră în acele momente când, în loc să alegem calea iertării, din versetul 32, alegem calea neiertării din versetul 31. N-aș fi greșit dacă mi-aș fi numit predica în seara aceasta ce se întâmplă când nu iertăm. Pentru că Apostolul Pavel practic asta descrie aici, ce se întâmplă când nu iertăm. Când nu iertăm, adunăm amărăciune, iuțime, când nu iertăm, adunăm mânie, începem să strigăm, începem să clevetim. Asta se întâmplă când nu iertăm, de aceea versetul 32 zice, dimpotrivă fiți buni, miloși și iertați-vă. Vedeți dumneavoastră, mai devreme sau mai târziu cineva ne va greși. Cineva ne va dezamăgi, cineva ne va răni, cineva cumva într-un fel ne va face să suferim. Indiferent cât de mult iubești soția ta, iubești soțul tău, iubești familia ta, indiferent cât de frumoasă ar fi familia ta, în orice familie, mai devreme sau mai târziu, cineva te va face să suferi. În orice biserică te vei duce, mai devreme sau mai târziu, cineva te va face ca să suferi. Orice fel de job se alege, o să zic, măi, e locul perfect. Stai liniștit, acolo cineva te va face ca să suferi. Dacă sunt oameni într-un loc, acei oameni te vor face ca să suferi. Ca să spun altfel, ce creștini am fi dacă n-ar fi oameni în jurul nostru. Pentru că oamenii ne fac ca să suferim. Și când cineva te face ca să suferi, ai două variante. Ai calea bunătății. Calea bunătății este calea iertării. Calea bunătății înseamnă a te comporta cu oamenii din jurul tău cum se comportă Dumnezeu. Și Dumnezeu se comportă cu bunătate. Dar e și calea neiertării. Calea răutății. Calea răutății înseamnă a te comporta cu oamenii cum se comportă Satan. Satan vrea să facă rău. Și așa facem și noi atunci când nu iertăm. Și vreau să spun că a ierta nu este întotdeauna ușor. Câteodată a ierta este greu. Dar este mult mai greu a nu ierta. A nu ierta este tortură. A nu ierta este sinucidere emoțională și spirituală. Și dacă nu mă crezi, o să vedem în seara asta că așa este. Și o să privim la fiecare cuvânt, la fiecare dintre aceste cinci cuvinte și să vedem cum ne putem curăța viața de ele. Și primul cuvânt este amărăciunea.
Ce este amărăciune? Amărăciune este o atitudine neiertătoare și plină de resentimente. Cuvântul amărăciune în limba greacă picra înseamnă ascuțit, înțepător, otrăvitor, ca de exemplu o săgeată ascuțită, un miros înțepător, o plantă otrăvitoare. Știți când apare prima dată în Biblie cuvântul amărăciune? Când evreii însetați au ajuns după câteva zile în fața unei ape și erau așa de însetați și au zis, acum să bem, și când au gustat, au început să spună, măi, nu putem bea pentru că e amară. Apa de la Mara, un popas la Mara, asta înseamnă cuvântul amărăciune. Amărăciune înseamnă dăunător, înseamnă deranjant. Amărăciune înseamnă destructiv. Citeam că în chimie există un acid numit acid picric, folosit la fabricarea explozivilor, pentru că asta este amărăciunea. Amărăciunea este ceva destructiv, distruge viața ta și distruge viața altora. E ca un acid, dar atenție, acidul ăsta îți face rău în primul rând ție, nu atât de mult pe omul la care vrea să-l arunci, ci ție, tu care ții în inima ta amărăciune, ție îți face rău. Avea amărăciune în inima ta este, spunea cineva, ca și cum ai bea o travă și te aștepta să moară celălalt. Pentru că amărăciunea îți face în primul rând ție rău. Dar când apare amărăciunea, cum recunoaștem amărăciunea? Evident, amărăciunea apare în viața noastră și în inima noastră, în urma neiertării. Cineva îți face ceva ce nu-ți place, cineva îți greșește, cineva te dezamăgește, cineva cumva îți înșală așteptările tale. Nu știu, într-un fel sau altul, cineva te face ca să suferi. Și atunci, în loc ca să ierți, ce faci? Ții resentimente, refuzi să te împaci. Omul care are amărăciune, el nu vrea să ierte și el nu vrea să uite. Și el se asigură că nu uită. Un pastor spunea că a consiliat o familie care avea probleme și când a vorbit cu femeia, sora aceasta a scos un caiet cu 16 pagini în care avea trecută acolo fiecare greșeală majoră pe care soțul ei a comis-o în ultimii ani. A venit cu caietul ăsta în fața păstorului și cumva ce vroia ea să scoată în evidență era, frate, am dreptate și am dreptul să fiu așa. Am dreptul să fiu plină de amărăciune, am dreptul să fiu supărată, am dreptul să am atitudinea pe care o am, ar trebui să zici caz închis, judecat în favoarea ta. Și pastorul spunea pastorul ăsta, m-am uitat la caietul ăsta și i-am zis, primul lucru pe care ar trebui să-l faci e să arzi caietul ăsta. Evident că nu i-a plăcut. Acum, nu știu dacă voi aveți acasă astfel de caiete. Unii dați din cap. N-avem. Nu scriem pe foi. Dar scriem în inimă. Scriem în inima noastră. Știi de unde știi că ai amărăciune? Pentru că ții minte detaliile răului. Dragostea are o memorie proastă. Răutatea are o memorie bună. Când cineva ne face bine, uităm repede. Și când l-ai făcut tu binele, și când s-a făcut altul binele. Dar când cineva îți face rău, atunci știi. Și știi ziua, și știi locul, și știi tonul pe care ți-o spus, și știi cuvântul, și știi expresia feței, și cine a fost acolo, atunci știi, pentru că răutatea are memorie bună. Știi pentru că ai retrăit acel moment, acea greșeală de multe ori în inima ta, până când a ajuns să te bântuie. Știi că ai amărăciune pentru că ai iertat, dar n-ai iertat cum trebuia. Ai iertat de pe buze, dar n-ai iertat din inimă. Știi când apare amărăciunea? Amărăciunea apare, vorba cuiva, când am îngropat securia, dar am lăsat mânerul la vedere. Și Biblia vorbește mult despre amărăciune. Și vreau să vă citesc un singur verset, este poate unul dintre cele mai extraordinare versete despre amărăciune, Evrei 12 cu 15, care spune în felul următor: luați seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, ca nu cumva să dea lăstar vreo rădăcină de amărăciune și să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Observați, vă rog, aici, dragii mei, avertismentul ăsta. Luați bine seama ca nimeni. Autorul epistolei către evrei spune: aveți grijă, îi un pericol.
E un pericol pentru tine și un pericol pentru mine. E un pericol serios pentru oricine. Nimeni nu este imun la acest pericol al amărăciunii. Oricine poate să ajungă în situația asta. Și eu pot ajunge aici și tu poți ajunge aici. Nimeni nu este atât de spiritual încât să zică pe mine nu mă poate atinge. Aveți grijă, zice, ca nimeni, și observați cauza, nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu. Când apare amărăciunea? Amărăciunea apare când ne abatem de la harul lui Dumnezeu. Când tu care ai primit har, nu dai har mai departe. Când eu care am primit har, nu dau har mai departe. Când eu nu mai vreau ca să iert, nu mai vreau să fiu bun, nu mai vreau să fiu milos, când eu am primit har, dar nu dau har mai departe. Însă, atenție, când tu nu dai har, nici tu nu mai primești har. Îți stai singur aprovizionarea cu har. Și vreau să spun ceva aici. A ierta nu înseamnă a uita. Însă a ierta înseamnă a-ți aminti fără amărăciune și fără ură și fără resentimente. Și continuă versetul și zice, amărăciunea progresează, nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune. Observați cum o aseamănă cu o plantă care crește tot mai mult și rădăcina asta e tot mai adâncă și tot mai greu de dezrădăcinat, pentru că timpul nu rezolvă problema amărăciunii. Amărăciunea progresează, ea crește, ea se agravează în viața noastră și lui Satan îi place amărăciunea. Și cineva spunea că atunci când ne plângem de milă, plângem pe umărul lui Satan. Și invitația lui Satan este: veniți la mine toți cei plini de amărăciune. Că lui îi place. Că știe că rădăcina asta amară nu poate să dea numai fructe amare. Observați ce zice în continuare. Și nu cumva să vă aducă tulburare și mulți să fie întinați de ea. Pentru că ea aduce în viața noastră amărăciune, suferință și în primul rând aduce suferință celui care are amărăciunea în inima lui. Lui îi aduce suferință, îi fură pacea, îi fură bucuria. Nu îi va aduce fericire, ci îi va aduce nefericire. Pentru că cum poate fi fericit un om care nu poate uita răul, care retrăiește răul, care îi agățat de trecut, el n-are viitor, lanțurile din inima lui sunt puse, ancorate în trecut. Ce i s-a făcut? Ce nu i s-a făcut? Ce i s-a spus? Cine a fost acolo? Cine n-a fost acolo? Cine l-a împins? Cine l-a călcat în picioare când era jos? Și observați ce zice aici? Zice, dar ea zice, atenție, ea întinează, ea contaminează, ea afectează și pe alți, ca și cum ar fi ceva în aer. Când e amărăciune în inima ta, ascultă-mă, contaminează și pe cei care îs în jurul tău. Soțul tău, soția ta, copiii tăi dacă ești părinte, părinții tăi dacă ești copil, biserica ta, dacă faci parte dintr-o biserică, prietenii tăi, amărăciunea contaminează și spune, zice ea, ea mulți să fie întinați de ea, ea întinează pe mulți. Frații mei, amărăciune este o atitudine rea care, dacă o lăsăm în viața noastră, ne face rău și n-ar trebui să o acceptăm în viața noastră și în inima noastră și n-ar trebui să o ascundem în inima noastră și sunt unii care nu o ascund și o lasă afară. Și cum o las afară? Într-un mod nepotrivit, într-un mod violent, prin iuțime. Al doilea lucru de pe listă. Ce este iuțimea? Punctul 2. E furia, e mânia care explodează. Când e în inima ta, acolo, ea iese afară, unii o ascund, se uscă pe picioare, se îmbolnăvesc, alții o lasă să explodeze și lasă să se referă apostolul Pavel aici, cuvântul grecesc tumos, tradus mânie sau furie, înseamnă o mișcare violentă, o mișcare grăbită. Unii zic că vine dintr-un cuvânt care înseamnă a fierbe, a se aprinde. Este o mânie de scurtă durată, dar intensă, dacă vreți, ca un foc de paie. Este acel moment în care mânia se exteriorizează și explodează și iese afară într-un mod violent. Și vreau să vă spun câteva exemple din Biblie ca să înțelegem. Așa s-au mâniat cei din Nazaret pe Iisus. După predica lui Iisus, zice Biblia, s-au mâniat și l-au scos afară și l-au dus pe panta unui deal și au vrut ca să-l arunce pe Iisus în prăpastie. O mânie care a explodat.
Așa s-au mâniat cei din Efes pe Pavel, fapte 19, și au vrut să-l omoare, răscoala aceea a argintarilor. Știți că așa se va mânia Dumnezeu la finalul istoriei pe lume? O mânie care va exploda, o judecată rapidă, o judecată violentă. Cele șapte urgii despre care vorbește Apocalipsa, îi mânia lui Dumnezeu? Știți că așa se mânie oamenii astăzi? I-ați văzut în trafic, i-ați văzut pe stradă, i-ați văzut ce repede se aprind oamenii, cât de dramatice lucruri fac oamenii când au un acces de furie? Ați văzut la știri ce se întâmplă? Când prietenii, când frații, când vecinii au câte un acces din ăsta de furie iuțială, zice Biblia, și așa se mânie și creștinii. Așa ne putem mânia și noi. Faptul că suntem creștini nu înseamnă că nu mai avem această ispită a mâniei, nici vorbă, și noi suntem vulnerabili. Citeam undeva că o statistică spune că mai mult de 50% din cazurile care ajung la consilierii creștini au de-a face cu mânia. Gândiți-vă la asta. Îi mânie în inima cuiva și nu știe să gestioneze această mânie. Exact cum vă spuneam în urmă cu, cred că vreun an de zile, un an și ceva, cineva încercând să se justifice în fața păstorului, zice, frate, adevărat, zice, uite, am explodat, zice, dar m-am calmat. Și pastorul i-a zis, te-ai calmat, da. Uite ce-a rămas după explozie. Că avem cumva senzația asta, măi, mi-a trecut repede, a trecut repede, dar și furtuna trece repede, nu? Și uraganul trece repede. Și avem și noi creștinii momente din astea în care explodăm și nu știu dacă ați băgat de seamă, dar mult mai mult decât toate, Pavel vorbește aici despre mânie. Versetul 26-20, mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră. Apoi ne spune, atenție, sunt două feluri de mânie. Una care explodează și iese afară și o să vedem imediat una pe care o ții acolo înăuntru, care e la fel de greșită. Și vreau să spun câteva lucruri despre mânie, mânia asta, mânia aceasta e o emoție. Însă felul în care reacționăm e o decizie. Și știu că am mai spus lucrul ăsta într-o predică despre mânie, dar e bine să ne reamintim. Mânia este o emoție, ea apare în mod involuntar, ea apare fără să vreau. Și nu sunt vinovat că apare, dar sunt vinovat de felul în care o exprim. Sunt vinovat de ce gândesc la mânie, sunt vinovat de ce vorbesc la mânie, sunt vinovat de cum mă comport la mânie. Ea apare fără să vreau, dar ceea ce fac în momentele în care ea apare, mă face vinovat în fața lui Dumnezeu. Dar de asemenea, mânia este o emoție puternică. Ascultă-mă, când te mânii, când dai curs iuțelii din viața ta, nu mai gândești clar, pentru că nu mai gândești clar. Și oamenii de știință, științific, s-au descoperit că atunci când un om dă curs mâniei, activitatea se mută din zona responsabilă cu rațiunea spre zona responsabilă cu acțiunea. Asta se întâmplă chimic în trupul nostru când ești mânios. Și în loc ca să controlezi această situație, dai curs mâniei, iuțimii, începi ca vrei să faci ceva. Și nu mai gândești așa de mult. Rațiunea face un pas în spate. Cineva spunea că mânia este ca și cum ai sări la volanul unei mașini sport și ai pornit cu mare viteză și apoi afli că frânele sunt defecte. Asta se întâmplă. Pornești, mânios, trebuie să fac ceva, dar apoi e greu să te mai oprești. Uite ce spunea Aristotel, zice, mânia aude rațiunea, dar nu aude bine. E ca un servitor care iese în goană afară din cameră înainte ca stăpânul să-și fi terminat de rostit porunca. Creierul zice ceva, dar temperamentul, mânia, e ca sclavul ăla care iese afară, trebuie să fac ceva și face ceva, dar ce face e o prostie, ce face e rușinos, ce face e dramatic. Pentru că în acele momente rațiunea face un pas în spate. Horațiu, un alt scriitor, zicea, mânia este nebunie de moment. Asta este mânia pe care nu o controlăm și la care îi dăm curs. Tot ce începem cu mânie, spunea un președinte al Americii, se termină cu rușine. Și pentru că ne mâniem fără să vrem, și pentru că la mânie facem ce nu vrem, ar trebui să ne mâniem rar. N-a zis la mine aici niciunul. Dar asta zice Biblia. Zice că orice om, spune apostolul Iacov, zice orice om să fie grabnic la ascultare, trebuie să fie încet la vorbire și trebuie să fie cum la mânie? Știți voi, Biblia, văd. Zăpavnic la mânie.
Adică ce zice aici? Vrei să fiu creștin? Zice, ascultă mult, vorbește puțin și mânie-te greu. Nu știu de ce noi am înțeles invers versetul ăsta. Să ascultăm puțin, să vorbim mult, dar ne mâniem repede. Da, teoretic, e posibil să te mânii fără să păcătuiești. Iisus a mâniat și nu a păcătuit niciodată, dar aici trebuie să spun ceva foarte, foarte, foarte important. Nu suntem Iisus. Noi păcătuim aproape de fiecare dată când ne mâniem. De aceea, pentru că e o emoție puternică, fii prudent. Și cineva vă zice, băi frate, acum eu mă mânii, dar eu nu mă arăt niciodată, eu mă mânii, dar eu nu explodez. Stai liniștit, punctul 3 pentru tine. Pentru că dincolo de mânia asta care iese afară ca un vulcan, e o mânie, spune Apostolul Pavel, a inimii, o mânie așezată în inimă. Și e un cuvânt aici diferit. Cuvântul ăsta înseamnă a abunda, a se umfla, e un resentiment interior și profund, e ceva care fierbe, ceva care mocnește. Ascultă-mă, iuțimia este ceva care apare repede și care trece repede și știi. E ca și Marta, nu-i nevoie să te întrebă, e mânioasă sau nu-i mânioasă? Se vede că e mânioasă. Dar există un tip de mânie care îi în inima omului, dar îi acolo, ea apare, indiferent că apare repede sau greu, dar trece greu. E o mânie care nu e un moment din viața unui om, ci un mod de viață. E o atitudine stabilă. E, dacă vreți, spunea cineva, mânia pe foc mic. Cum e, surorile mele, când pui ceva și zici la foc, să pui la foc mic, frebe acolo, mocnește, mai amesteci din când în când, că n-am putea trăi viața cu explozie, așa-i? Nimeni n-ar putea, fizic. Și ce facem noi atunci este că punem mânia în inima noastră, dar o punem la foc mic. E ceva care fierbe, e ceva care mocnește, e ceva care tu ai grijă să nu se stingă, pui acolo foc, mai amesteci din când în când, îți mai amintești rău, îți mai amintești vorba, îți mai amintești jignirea, îți mai amintești suferința. Omul are grijă ca mânia asta din inima lui să dureze și durează. Și la unii durează, te-ai mirat cât de mult durează. Și de obicei, omul care o ține în inima lui, o ține cu scopul răzbunării. Pot să vă dau câteva exemple biblice? Mulțumesc. Așa s-a mâniat Cain pe Abel. Mergea la masă mânios. Mergeau la lucru mânios. Nimeni n-a văzut, nimeni n-a bănuit, nimeni n-a știut, dar în inima lui Cain era această mânie care fierbea și care mocnea acolo până când într-o zi a prins momentul și l-a ucis. Așa s-a mâniat Absalom pe fratele lui Amnon. Vă aduceți aminte povestea asta din Vechiul Testament? Biblia spune că Amnon la un moment dat a nedreptățit pe Tamar și Absalom. Nu i-a plăcut David. E cumva confuz, face, dar nu face, spune, dar nu spune. Și Absalom în inima lui ține mânia asta și 2 ani, zice Biblia, 2 ani a ascuns-o și până a prins momentul, într-o zi, Absalom l-a ucis pe Amnon. E acea mânie care e acolo ascunsă. Știți că Dumnezeu are în inima lui o mânie, dar e o mânie care mocnește, de aceea avem parte de viață și de aceea Dumnezeu nu ne pedepsește în momentul în care am păcătuit, pentru că mânia lui Dumnezeu față de păcat este o mânie care mocnește, dacă vreți, în inima lui. Știți ce zice Ioan 3:36? Cine nu crede în Fiul nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Există o mânie sfântă, perfectă, pe care o are Dumnezeu în inima lui, care nu-i nimic altceva decât ura lui Dumnezeu față de păcat. E indignarea sfântă a lui Dumnezeu față de orice lucru rău. Există, Biblia vorbește despre mânia lui Dumnezeu. Dar există mânie în inima noastră, însă mânia ta nu-i perfectă și tu nu ești perfect și motivele tale nu sunt perfecte și justificate cum sunt motivele lui Dumnezeu, ci mânia ta este imperfectă pentru că tu ești un om păcătos, de aceea mânia ta e păcătoasă și motivele tale sunt nejustificate și scopilărești și deseori sunt egocentrice. Așa ne mâniem și noi oamenii. Și noi creștinii, de-aia e aici pe lista asta. Și ca și pastor aud și discut deseori cu oameni care au în inima lor mânie ani de zile.
ani de zile au mânie pe cineva, o mânie pe care o țin acolo în inima lor, ascunsă, acoperită și deghizată. E acolo la foc mic. Și te mira din ce lucruri mici apare. O vorbă, o privire, cineva se pare că s-a zis ceva, că s-a uitat cumva, că... Dar sunt lucruri mici care duc la mânia asta și care au un impact mare. Și nu vorbesc părinți cu copii și copii cu părinți și nu vorbesc cu oameni dragi, afectează relațiile, le afectează sănătatea. Am văzut oameni care se uscă pe picioare din cauza unei mânie care este în inima lor, le afectează credința. Ei vin la biserică, dar n-au parte de biserică. Ei nu se pot ruga, nu pot cânta, nu pot sta la cina lui Dumnezeu. Unii așteaptă până când aproape trece viața lor și când sunt pe patul morții, atunci încearcă cumva să-și rezolve problema și cheamă oameni la patul lor, la patul lor muribund, cumva să rezolve problema. Unii reușesc atunci acolo, alții nici atunci sau alții nu mai apucă. E o mânie care s-ar putea să fie în inima noastră. Și Iisus vorbește despre asta în predica de pe munte, știu că s-a predicat, dar e bine să ne reamintim. Matei 5, 22 spune: Eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății și oricine va zice fratelui său prostule va cădea sub pedeapsa soborului și oricine va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului ghenei. Știi ce ne spune Iisus în aceste versete? Că Dumnezeu nu scuză mânia inimii tale. Că în fața lui Dumnezeu niciun fel de mânie nu e acceptabilă. Și nu e vorba doar de momentele acelea în care explodez și îs cum îs, ci vorba și de momentele în care poate țin în inima mea această mânie pe care o ascund și la care am devenit expert. Știi ce face Iisus aici? Iisus închide toate ușile pe care am vrea să ne strecurăm și spune: n-am creat inima ta ca să dăpostești în inima ta mânie. Nu te amăgi zicând: mai motivul meu este întemeiat, dar frate, tu nu știi cum mi s-a vorbit, tu nu știi ce rău mi s-a făcut, tu nu știi prin ce am trecut. Nu știu, dar știi ce știu? Că nimic nu merită ca să străiești viața ta cu mânie. Dumnezeu nu scuză mânia inimii și Dumnezeu vede unde te va duce mânia asta. Și Dumnezeu vede că această mânie nu va fi rezolvată de timp, ci timpul va agrava situația asta. Și contextul, voi știți, contextul în care Iisus spune acest verset este porunca a șasea, care zice să nu ucizi, pentru că mânia din inimă duce la crimă. Știu, nu crimă fizic, dar vei ucide pe fratele tău în inima ta, prin ce simți față de el și apoi prin ce îi spui. Vei ucide pe fratele tău prin faptul că mânia din inima ta se va transforma în ură. Și Biblia spune că oricine urăște pe fratele său este un ucigaș. Și asta te descalifică de la fi creștin. Și Iisus zice: nu poți veni pe urmele mele cu ură în inima ta. Cine urăște n-a cunoscut pe Dumnezeu. Și am avea impresia că Pavel cumva schimbă subiectul, dar nu, el vorbește tot despre neiertare, tot despre mânie și ne spune despre ce le place oamenilor mânioși să facă. Ce le place oamenilor mânioși să facă? De unde știi că cineva e mânios? Ce se aude din stradă? Ce se aude? Strigă-te. Pentru că al patrulea lucru pe listă asta e: strigă-te-le. Uite ce spune aici: orice strigare. Și cuvântul înseamnă zgomot, zarvă, țipă. Nu știu dacă ați realizat, dar Biblia e plină de strigăte. Strigăte de război, de durere, de bucurie, strigăte de rugăciune. Biblia spune că Iisus s-a rugat cu, cum? Cu strigăte mari și cu lacrimi. Finalul istoriei va fi plin de strigăte. Nu știu dacă ați observat în cartea Apocalipsa, îngerii strigă, oamenii strigă, demonii strigă. Zice că la miezul nopții s-a auzit o strigare, iată vine mirele. Sunt multe strigăte, între toate strigătele astea și strigătele noastre. Strigătele conflictelor. Amânie care iese din inima ta. Și omul acesta despre care vorbește aici Pavel, el strigă. De ce? Pentru că atunci când i s-a greșit, a ales să nu fie bun, să n-aibă, să n-aibă parte de iertare și milă și bunătate, a ales ca cumva să se răzbune în felul acesta, să aibă reacția asta. Și atâta zgomot există în lumea asta.
străzi, în trafic. Oamenii strigă unii la alții. Strigă unii la alții la locul lor de muncă, la job, în familie, sunt strigăte. Și noi creștini, zice Apostolul Pavel, câteodată putem avea ispita asta. Și noi strigăm unii la alții. Și noi ridicăm tonul unii la alții. Și noi câteodată ne măsurăm argumentele în cine vorbește mai tare, nu cine vorbește mai logic. Și noi creștinii avem discuții care par încăierări din asta. Și noi creștinii, zice Apostolul Pavel, câteodată avem ispitea asta de a fi prea zgomotoși. Și vreau să vă spun ceva aici. Pavel nu interzice aici să vorbim cu convingere. Pentru că există unele momente în care trebuie să vorbești cu convingere. Există unele lucruri pe care dacă nu le spui apăsat, le spui degeaba. Există unele lucruri și unele momente în care trebuie să poate să vorbești mai tare. Există lucruri de care dacă nu le spui într-un fel, nu ești luat în serios. Pavel nu spune nu vorbi cu convingere când e vorba despre asta. Ci Pavel zice nu vorbi într-un fel în care îți pierzi controlul. Nu vorbi într-un moment în care îți pierzi temperamentul, nu vorbi atunci când mânia din inima ta vrea să iasă afară pe gura ta. Arma preferată a mâniei este gura și cuvântul. Și când iese mânia din inima ta pe gura ta și pe gura mea, aduc multă mizerie în viața mea și în viața ta și în familia ta și în biserica ta, dacă faci parte dintr-o biserică. Cineva spunea că ne-am scutit de multă, multă suferință dacă am vorbit mai încet unii cu alții și dacă n-ai nimic de spus, să taci din gură. Și deseori, ca și creștini, spune Apostolul Pavel, ne trezim strigând unii la alții. Vreau să vă dau sfatul lui Iisus. Iisus zice, nu fi bun de gură. Dar nu spune așa, ci spune altfel. Zice, ferice de cei blânzi. Fii blând. Nu lăsa ca mânia din inima ta să iasă și să aducă răni și să aducă suferință, ci zice Iisus, fii blând. Și știu că am predicat despre blândețe, blândețe, vă amintiți, nu-i slăbiciune. A fi blând nu înseamnă să fii ca și culoarea galbenă de la semafor. Oricine se poate trece peste tine să spune orice. A fi blând înseamnă să fii puternic. Și dacă nu crezi că trebuie să fii puternic ca să fii blând, încearcă să fii blând o săptămână. A fi blând înseamnă a fi un om care dai dovadă de autocontrol, care dai dovadă de echilibru. A fi blând, v-am spus atunci, e imaginea unui cal care a fost îmblânzit. El e blând nu pentru că nu mai are putere, ci pentru că puterea lui a fost supusă unei puteri mai mari. Așa suntem și noi creștinii, încă avem putere, dar puterea noastră a fost supusă unei puteri mai mari. Și această putere este puterea lui Iisus Hristos. Și a fi creștin înseamnă Hristos să fie Domn peste cuvintele tale, peste temperamentul tău, peste reacțiile tale, peste toată viața ta. Asta înseamnă să fii blând. Și dacă în seara asta poate ești aici și te gândești, măi, aș vrea să fiu mai blând, aș vrea să fiu mai blândă, aș vrea ca să n-am mai izbucnirile astea, vreau să spun, blândețea nu se naște din temperamentul tău. Blândețea nu se naște din compromisul tău, din logica ta, ta ca să fie bine. Blândețea ta se naște din relația ta cu Iisus Hristos. Și nu se niciodată mai mult cu Iisus decât atunci când ești blând. Pentru că El însuși a zis, eu sunt blând și smerit. Acolo găsești blândețe. Când Iisus zice, vină în juc cu mine și am să te învăț să fii blând. Blândețea nu e slăbiciune, agresivitatea nu este soluția. Zice, ferice de cei blânzi, pentru că ei vor moșteni pământul. Aparent, ăștia care strigă, ăștia care folosesc forța, ăștia care sunt violenți, ăștia par să câștige. Mântuitorul spune și eu mă agăț de el, pe termen lung nu ei câștigă, pe termen lung cei blânzi câștigă. Ei vor supraviețui. Cei agresivi sunt cei care pierd. Când strigăm, n-aducem pace în familie. Ci îl facem doar pe celălalt să strige și el. Când strigăm, nu rezolvăm problema. Ci complicăm problema mai mult. Știi ce spunea cineva, o statistică? 90% din conflictele unei zile normale sunt cauzate de tonul greșit. Gândiți-vă la asta. Nu ce ai spus, ci cum ai spus. Nu ce ai spus, nu adevărul pe care l-ai spus, ci cum ai spus.
Nu că ai cerut ajutorul, ci cum ai cerut ajutorul. Nu că ai rugat de celălalt să facă ceva, ci cum te-ai rugat de el ca să facă ceva. Asta spune aici Apostolul Pavel. Și asta spune și Iisus. Agresivitatea nu este soluția. Când strigăm, nu dăm un exemplu bun, ci dăm un exemplu prost. Citeam despre cineva care, un jurnalist din America, de la o revistă prestigioasă din America, a mers să studieze comunitățile Amish din America. Sunt multe comunități, vă știți, retrase de ceea ce noi am numit azi civilizații, oameni care trăiesc destul de simplu. Și omul acesta, plimbându-se pe acolo, a ajuns la o școală și a văzut că la școală copiii erau liniștiți, se jucau frumos, niciun copil nu țipa, nimeni nu se încăiera, toți erau liniștiți. Și omul a rămas uimit. Reporterul a întrebat pe învățător, domnule, nu știu, care e secretul vostru? Uite, îi văd pe copiii ăștia, toți se... nu țipă niciunul aici, toți se joacă frumos. Și omul acesta, învățătorul acesta, i-a zis, auzi, dar pe noi ne-ai auzit țipând? Credeți că dacă noi vom fi zgomotoși, copiii noștri nu vor fi? Orice strigare să piară. Să strigăm numai când predicăm. Sau dacă e un pericol, atunci strigă. Și continuă Apostolul Pavel și spune, unii oameni vorbesc rele pentru că nu se controlează, alții vorbesc rele pentru că se controlează. Clevetirea, punctul 5. Clevetirea, literalmente, cuvântul în greacă, îi blasfemie, pentru că la asta se referă aici Apostolul Pavel, la cel mai rău tip de discurs. Și anume se referă la acel moment în care cineva caută să rănească reputația cuiva prin zvonuri și minciuni. Nu-i doar vorbire de rău, e cel mai grav fel de vorbire de rău. O vorbire răutăcioasă, intenționată și premeditată. Am traduce astăzi calomniere, defăimare, atac la persoană. Ascultă-mă, strigătele au loc când îți pierzi controlul. Clevetirea are loc când ai control. Strigătele au loc când nu mai știi ce spui câteodată. Clevetirea are loc când știi ce spui. Și știi exact ce să spui. Și cum să spui, și cui să-i spui, și când să-i spui, și cum să-i spui, ca să iasă bine. Asta e clevetire, la asta se referă aici Apostolul Pavel. Când îi mânie în inima ta, zice, unii au această explozie a strigătelor, alții mânia asta din inima lor o transformă sau o externalizează prin ce? Prin clevetire, adică vorbire de rău, intenționată și premeditată. Și dacă e plină lumea de azi de ceva, e plină de vorbire de rău. Și odată cu internetul, am mai zis-o, parcă e dezlegare. E dezlegare la vorbire de rău. E dezlegare la bârfă, la zvonuri, la defăimare, la jigniri, la orice mai intră aici, oricine de oriunde poate să te vorbească de rău, orice din viața ta. Și asta este. Și problema nu este că e afară asta. Problema este că înăuntru, este ce spune aici Apostolul Pavel, înăuntru este clevetire. Când creștinii se comportă exact la fel, când cineva îți greșește, în loc să ierți, în loc să rezolvi, îl rezolvi. Și știi cum să rezolvi. Asta e clevetirea. Și dacă biserica, spunea cineva, n-ar permite vorbirii de rău, și dacă biserica n-ar permite bârfei, ne-am scutit de o mulțime de dureri de cap și dureri de inimă. Dacă am înțelege că un cuvânt poate distruge viața cuiva și familia cuiva și slujirea cuiva și sănătatea cuiva, n-am mai spune acel cuvânt. Și vreau să vă citesc ce spune Apostolul Pavel celor din Colose. Colose era lângă Efes, nu știu ce era în zona aia, dar... Ia multe vorbire de rău. Coloseni 3:8 spune, lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrășmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Observați, iese mânie afară cum? Prin gura mea, prin ce spun la mânie. Și versetul 13 spune, îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Ce zice Pavel aici? Zice, nu lăsa mânia din inima ta să se folosească de gura ta. Nu lăsa mânia din inima ta să iasă afară într-o formă
fie că e explozie și strigă, fie că e clevetire, indiferent ce ne iese din gură, dacă iese împins de mânie, e greșit. Din mânie, dacă minimalizezi binele cuiva, e greșit. Ah, și ce mare lucru. Din mânie. Din mânie, dacă exagerezi rău cuiva, e greșit. Nu, e grav, e grav, e grav. Dar ai zis-o din mânie. Dacă arunci bănuieli, dacă arunci umbre, dacă încerci cumva să pătezi imaginea cuiva, tu nu știi, n-ai nicio dovadă, dar efectiv aruncăm câteodată unii asupra altora niște lucruri. Și oricât de spiritual un braț, ascultă-mă, poate nimeni nu bănuiește nimic, ești tot spiritual, Dumnezeu nu bănuiește nimic. El știe exact ce zic și de ce zic ce zic și ce am în inima mea și vede că în inima mea e mânie. Ce vreau să spun ceva? Și-am mai zis lucrul ăsta aici. Dacă e inima ta mânie față de cineva, tu te vorbești cu el. Nu vorbi despre el. Și dacă nu vrei să vorbești cu el, nu e niciun fel de problemă. Dar Biblia zice să-l ierți. Și să-l îngăduiești. Asta zice Biblia. Dacă ai pricină să te plângi, zice să îl ierți. Dacă nu vrei să vorbești cu el, nu vorbi cu nimeni despre el. Nu lăsa ca mânia din inima ta sau neiertarea să iasă prin clevetire. Și îți mai spun ceva. Nu lăsa bârfitorilor să se folosească de gura ta. Nu purtați povești. Povești pornite de unii, povești pornite de alții. Atenție la ce dați mai departe, că e o filozofie. Mă zice, omule, nu poți crede tot ce se aude, dar poți repeta. Și câteodată repetăm așa niște lucruri care o pornit de la cineva, nu știe exact de la cine și nu mă refer în niciun caz la ceva anume, ci mă refer în general Biserica lui Dumnezeu și toate bisericile locale ale lui Dumnezeu trebuie să fie biserici care caută să păstreze unitatea bisericii. Pentru că atunci când bârfesc, atunci când clevetesc, atunci când port povești, dărâm și distrug lucru pentru care Hristos și-a dat viața. Hristos a murit ca biserica să fie una. Hristos a suferit ca biserica să fie una. De aceea nu împrumuta gura ta bârfelor. Nu spune mai departe dacă nu e adevărat. Și dacă e adevărat, oare folosește? Și dacă e adevărat, oare îl ajută? Și dacă e adevărat, oare împiedică un rău? Și dacă e adevărat, oare nu lasă un rău mai mare? Observați ce zice Biblia. Doar pentru că e adevărat, nu trebuie să spun. Dar dacă e adevărat și folositor, ar trebui să zic, ferește-te de Alexandru Călăraru, că mi-a făcut rău, zice Pavel. Îți folosește, Timotei. Eu vreau ca să încheie acest mesaj și să privim la un verb care apare aici. Toate acestea, zice, să... Spuneți noastră. Să... Să piară. Să moară. Ce înseamnă să piară? Înseamnă să le îndepărtezi. Înseamnă să le abandonezi. Înseamnă să le ridici și să le arunci. Ce înseamnă să piară? Înseamnă să iei haina asta răutății, să te dezbraci de ea și să o arunci. Asta zice Biblia. Câteodată așteptăm după Dumnezeu. O, când Dumnezeu mă va scăpa de amărăciune? Când mă va scăpa Dumnezeu de iuțime? Când mă va scăpa Dumnezeu, nu știu, de mânia asta? Când mă va scăpa Dumnezeu? Dumnezeu zice, cum să te scap când tu ai ceva ce trebuie să faci? Există o implicare a ta activă în rezolvarea ta. Tot ce-i rău, tot ce ai văzut, zice să piară. Trebuie să iei o decizie în seara asta și să zici, o să piară. Să piară e o poruncă, nu-i opțiune, nu-i o sugestie, nu-i o recomandare. Dumnezeu zice, îți dau o poruncă. Asta e și timpul, în limba greacă, un imperativ. Să piară. Dumnezeu zice, să moară, îți dau această poruncă. El îți dă porunca, El îți dă și puterea. Să piară înseamnă, acum să piară. Să piară nu înseamnă mâine, poi mâine, să văd eu dacă se schimbă, să văd eu cum arată lucrurile, cum arată vremea. Nu, să piară, acum să piară din inima ta amărăciunea, clevetirea, iuțimea, violența, toate aceste lucruri. Acum să piară și să piară total. Ați observat cât de atent e Pavel că zice orice, orice răutate, orice mânie, iuțime, orice, în orice formă, în orice măsură ar fi, 1%, undeva într-un colț ascunsă, de acolo trebuie să o găsești, să pui lupa pe ea și acolo să moară, acolo să o ucizi. De ce? Răutatea pe care nu o ucizi, răul pe care nu-l ucizi, te va distruge el. Te va ucide el.
Și nu e suficient să piară, să mai spun altceva. Trebuie și versetul 32. N-avem timp de el în seara asta, dar promit că vin și cu el. Dimpotrivă, fiți buni. Unde a fost răutate, trebuie să pui bunătate. Unde n-a fost milă, trebuie ca să pui milă. Adică omoară răul și lasă-l pe Hristos să trăiască prin tine. Arată bunătatea lui Hristos, iertarea lui Hristos. Arată că Dumnezeu ți-a dat har și tu dai har. Adică unde a fost rău și amărăciune, nu e suficient doar să faci curat, ci să îl copiezi pe Hristos în fiecare lucru din viața ta. Să înlocuiești răul cu binele. Tot ce e rău, să piară. Haideți să ne ridicăm în picioare, haideți și trupul aici în față, haideți să cântăm și să ne închinăm lui Dumnezeu. Biblia zice că tot ce e rău să piară. Aici trebuie să domnească Hristos. În viața ta trebuie să domnească Hristos. Vreau să spun ceva. Poate mesajul acesta te găsește sub o ploaie de gânduri pe care Dumnezeu le pune în mintea ta prin Duhul Sfânt și zice ești vinovat, ești vinovat, ești vinovat, din astea cinci, ca la toate cinci ești vinovat. Vreau să spun ceva, în ciuda vinovăției tale, tu ești copilul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu te-a ales în familia Lui și Dumnezeu se ocupă de tine. Și Dumnezeu te sfințește. Și Dumnezeu zice, ai un loc la masa mea și vreau ca să te cresc. Și deși ai în inima ta o luptă, ai în inima ta zbuciumul ăsta, că e greu să ierți. Dumnezeu zice, văd că e greu să ierți. Și de aceea ți-am vorbit. Că vreau să mă apropii de tine mai mult. E un mesaj care, deși ne convinge Duhul Sfânt, nu ne lasă fără speranță. Dumnezeu zice, te văd cum ești. Și tocmai pentru că te văd cum ești, ți-am vorbit ca să nu mai fie așa. Să ai în inima ta bunătatea mea.